Vă salut, dragii mei prieteni! Bine v-am regăsit la un nou vlog. Numele meu este Alin. Iar în vlogul de astăzi avem ceva subiecte importante: cum ar fi cuplu Robert și Mihaela. Acum două săptămâni făceam vlog și vă spuneam că cei doi, în proporție de 99%, vor forma un cuplu. Iată că și eu mă înșel, și mai vorbim și despre. Favoriții din data de 15 octombrie 2023. Vreau să luăm subiectele pe rând. Încă o dată menționez că sâmbătă voi face vlog cu favoriții din data de 22 octombrie 2023. Din lipsă de timp nu am revenit sau încă nu sunt zilnic pe platforma de YouTube, dar cât îmi permite timpul, mă simt obligat față de dumneavoastră, așa cum v-am promis, să fac vloguri și să vă informez cu tot ceea ce se întâmplă în Casa Iubirii în avans și de aceea vă mulțumesc pentru persoanele care sunt abonate, vă mulțumesc pentru persoanele care sunt. ați rămas alături de mine abonați și mulțumesc tuturor persoanelor care se vor abona la acest canal de YouTube în continuare. Așadar, dragi prieteni, haideți să vorbim și despre gala din data de 15 octombrie 2023, câteva secunde, și vreau să menționez că în acest vlog vă voi prezenta și noua concurentă care dumneavoastră o veți vedea săptămâna viitoare pe micile ecrane. În gala din data de 15 octombrie 2023, din păcate pentru unii, din fericire pentru alții, pentru că părerile sunt împărțite pentru fiecare concurent, fiecare concurent are susținătorii lui, Larisa părăsește emisiunea și încă o dată, din păcate sau din fericire pentru alții, Radu câștigă cecul în valoare de 5.000 de lei. Acum, dragi prieteni, vă prezint și noua concurentă, o aveți aici în imagini, în toată splendoarea ei. Concurenta se numește Vlada Petcu. Din ce am înțeles, este din Chișinău, mai exact din Republica Moldova, dar de câțiva ani locuiește în România, iar ea la intrarea ei în emisiune a menționat că a venit pentru Laurențiu și Antoni, pentru unul din ei. Acum rămâne de văzut dacă își va face cuplu, din păcate timpul este scurt pentru că emisiunea se apropie cu mașii repezi de finalul ei. Și acum, dragii mei prieteni, cel mai arzător subiect. O să vi-l explic pe scurt pentru că nu-mi place să lungesc vlogurile, doar că sunt curios de părerea dumneavoastră în comentarii și vreau să îmi lăsați o părere, v-am spus, cât mai sinceră, nu ca și susținător, părerea dumneavoastră din ceea ce vedeți în afara emisiunii. Pe scurt, Robert o invită la dans pe Katinka, motivul, spune el, ca să își ceară scuze pentru ceva certul sau pentru ceva ce Robert sau cu ce Robert a deranjat-o în trecut. Deci una peste alta Robert o invită pe Catinca la dans ca să își ceară scuze. Apoi Gianni o invită și el pe Mihaela la dans. Mihaela acceptă și ea bineînțeles. Iar după ce se termină toate aceste faze, Robert Cere și el să-i se facă o cafea sau spune că dorește o cafea. Nimeni nu se oferă să-i facă cafea, nici măcar Mihaela. Și o concurentă din casa iubirii mai exact, Julia merge și-i face cafea lui Robert. De acolo pornesc gelozii și așa mai departe și din partea Mihaelei. Acum rămâne ca dumneavoastră să vă dați cu părerea cine greșește. Dacă vreți și părerea mea nu judec nici pe unul, nici pe altul, pentru că vina este la cei doi 50-50. Robert, dacă vrea să-și ia răscuze cu adevărat la Catinca, putea să o facă și în altă parte, nu neapărat invitând-o la dans. Și cu asta eu cred că am spus totul. Încă o precizare, vreau să vă spun că Ionuț își cere eliminarea sau că Ionuț chiar el îi spune Mihaelei public că vrea să părăsească emisiunea Casa Iubirii. Doamnelor, Domnilor, numele meu este Alin, nu uitați, peste două zile voi veni cu vlogul bombă din data de 22 octombrie 2023, mai exact, favoriții. Numele meu este Alin, iar eu ca de obicei vă doresc multă, multă sănătate și să ne auzim sănătoși la următorul vlog. La revedere!